O secundă de neatenție la volan poate rupe o viață în două. Așa s-a întâmplat în cazul lui Ion Sandu din Dănceni, care acum un an a fost implicat într-un accident, fiind într-o mașină la volanul căreia se afla prietenul său. Ceilalți patru băieți, inclusiv șoferul, s-au ales doar cu răni ușoare. La 19 ani, tânărul a luat totul de la capăt. La fel ca un copil, învață să vorbească, să pășească, să mănânce și să țină în mână creionul. Doi dintre ei sunt mai gravi. Încă un pas, o adevărată victorie pentru Ion. Încordare maximă, concentrare, nu mă ascult corp, efort supraomenesc. Nici n-ai spune că Ion e același băiat care acum un an își dobora adversarii la judo cât ai zice pește. Zburda cu prietenii și dansa țigăneasca de bubuia scena liceului. Câteva zile înainte de accident era. Ziua care i-a rupt viața în două, 23 decembrie 2012, Ion a urcat într-o mașină cu alți patru prieteni, glumeau, râdeau. Pe drum era ghețuș, iar șoferul, colegul lui Ion, fără experiență. Ion s-a aflat pe bancheta din fața automobilului, în locul în care mă aflu eu în acest moment. Se întorcea împreună cu prietenii dinspre Suruceni, iar drumul lor s-a oprit în peretele acestei clădiri. De aici încolo, drumul vieții lui Ion a pornit de la kilometrul zero, iar el a fost nevoit să ia totul de la capăt. Ziua accidentului s-a șters din memoria lui Ion. În schimb, părinților și surorii le-a rămas ca o pată. În momentul acela, i s-au tăiat picioarele. Sigur, a durut foarte mult. A urmat două luni de teroare pentru familia sa. Ion era în comă, iar ei se întrebau dacă va mai deschide ochii vreodată. Eu încercam să-i încurajez pe toți, că totul o să fie bine. Și i-a deschis. Eu nu m-am născut. Era ca un copil care abia urma să învețe a trăi. Mă învăț mie să vorbesc, să mănânc. Sora sa, consultant financiar, și-a lăsat serviciul ca să-i fie aproape și ca să-l vadă pentru a doua oară în viață crescând. Primul zâmbet, prima mișcare, primul sunet, practic ca la un copil mic. Timpul petrecut împreună înseamnă muncă și iar muncă, ore întregi de exerciții istovitoare. Vrea să meargă. Este curajos, este insistent. Părinții săi au dat tot ce au avut pe aparate, iar dacă ar fi avut suficienți bani, l-ar fi dus la clinici specializate peste hotare. Dacă la recuperare vedem, văd ceva așa, eu îi fac. Până nu de mult, unul dintre cei mai buni elevi din clasă, Ion, învață acum să țină în mână creionul. I-a ajuns totuși curaj ca la jumătate de an după accident să susțină și bacalaureatul, acasă, cu un examinator. Acum trăiește și o frumoasă poveste de dragoste. Ne cunoșteam înainte de accident, însă eram pur și simplu prieteni. După accident, am început să fim împreună. Ne des și nu așteptam. Tare. Eu cred în Ion că el o să facă bine cât de curând și să fim împreună în continuare. Eu sper că l-am dus de când braț. Iar pentru acest vis, Ion e gata să lupte oricât ar fi nevoie. Are un singur regret, că cel care într-o clipă de neatenție i-a luat tot ce avea mai de preț, l-a uitat, deși erau prieteni buni. Gata, a dispărut. A făcut asta cu mine și m-a uitat. Eugen n-a vrut să apară în fața camerei, dar ne-a spus că regretă ce s-a întâmplat. Drumul era curățit numai cât pentru roți. Puțin curbă și gheața mai tânzuș. Aveai viteză? 50-60. Discuția cu el a fost însă scurtă. Ancheta în acest caz bate pasul pe loc. Dosarul nu a fost nici acum trimis în judecată. La moment se petrece expertiza autotehnică și expertiza medico-legală în comisie. Statisticile Inspectoratului de Patrulare ne înspăimântă. Numai în ultimii 4 ani, într-o țară atât de mică cum e Moldova, s-au produs peste 11.000 de accidente, soldate cu peste 1.600 de morți și 14.000 de răniți. Mulți dintre ei au rămas chilodiți pentru totdeauna și mulți ar întoarce timpul înapoi, la fel ca Ion, ca să șteargă secunda care le-a distrus viața. Toate păsările dorm. Numai un lezum. Și zboară din pom în pom.